Despacito, Puerto Rico, Cervantes, de Don Quixote. Este unul dintre cele mai dezvoltate orașe. Mai vă rog să nu faceți ceva. Se vede mâna americanilor aici. Dream Team! Dacă ați văzut videoclipul, vă amintiți scenele filmate aici. Hai să vedem ce gustare. Mă simt un pic ciudat. Toată lumea cântă. Mămăligă cu brânză și zahăr. Salutare tuturor, bine v-am regăsit din Puerto Rico. Trebuia să începem vlogul pe ritmuri de Despacito. Da, corect. Am ajuns cu o oră mai devreme decât trebuia și de aceea suntem puțin luați prin surprindere, dar mi se pare insula asta fabuloasă, foarte dezvoltată. Bine, este teritoriu american și atunci era de așteptat să arate în felul acesta, dar aduce destul de mult cu Miami și în același timp găsește arhitectura spaniolă. Astăzi avem la dispoziție aproximativ 8 ore să vedem această insulă minunată. De fapt, nu e o insulă, sunt mai multe, e un arhipelag, dar noi o să mergem doar pe insula mare pentru că nu avem cum să ne deplasăm. Este ora 2, iată că aici n-am ajuns dimineața așa cum s-a întâmplat în Haiti, dar până diseară la ora 9 și jumătate bem un rom, dansăm salsa, cine știe de ce alte aventuri o să avem parte aici. Abia așteptăm. Este teritoriu american începând cu anul 1898, iar până atunci, începând cu anul 1493, când a fost descoperită insula de Christopher Columb, a fost colonie spaniolă. Practic, cei ce locuiesc aici sunt cetățeni americani, au dublă cetățenie, și portoricană, dar și americană. Limbile vorbite sunt spaniola și engleza și o să găsim aici cea mai mare distilerie de rom din lume, Bacardi. Ne luăm și noi o sticlă. Și pe ritmuri latino coborâm mai devreme. Am câștigat o oră de explorat Puerto Rico. Am ajuns în port, înțeleg că este unul dintre cele mai aglomerate porturi din lume. Ce vedeți aici, grupulețele adunate stânga-dreapta, pleacă în excursii, fiecare ce e și-a achiziționat. Dar cum ne știți pe noi, o să explorăm pe cont propriu. Și ce vă spuneam, Bacardi, am venit acasă la el, la mama lui. Puerto Rico. Ai, 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 ai. Puerto Rico. Nu. Un tur oferit de băieții de aici, de la ieșirea din port, costă 25 de dolari de persoană și durează 2 ore. Oh, da, ce frumoasă e arhitectura, e extrem de îngrijit, extrem de curat, totuși suntem în port. Super, super, îmi place. Me gusta mucho. Pleacă nava noastră? Asta e alta, nu? M-am speriat. Eu am o frică mare și anume să nu cumva să întârziem sau să plece nava fără noi. Toate bagajele. Aici aș rămâne, da. Aici în port au tot felul de buticuri de unde turiștii își pot lua suveniruri, produse lucrate manual de localnici, uite, căciulițe, mănuși împletite. Sunt drăguțe. Găsim și foarte multe genți, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, ochelari de soare. Deși sunt cetățeni americani, portoricani, să știți că nu au drept de vot, ei nu votează la alegerile prezidențiale din Statele Unite și sunt foarte prietenoși, din câte am înțeles. Și la doar 5 minute după ce am coborât din vasul de croazieră, ajungem în centrul vechi al orașului și o să găsim aici clădiri curcubeu, clădiri istorice, conservate de pe vremea ocupației spaniole. Și uite, piețele tipic spaniole, vezi, cu fântâni arteziene în mijloc, cu foarte multă verdeață, extrem de multe restaurante aici, cafenele. Se mănâncă bine oricum, am auzit, în Puerto Rico și se bea bine. Cântă bine, nu? Și se cântă bine și se dansează și probabil că se și trăiește bine. Sunt foarte curioasă ce prețuri au, dacă sunt similare cu cele din Statele Unite. Oricum, moneda lor este dolarul și au un sistem metric european, adică nu măsoară în galoane, în mile, inci, ci dimpotrivă în kilometri, centimetri și litri. La Casita, vai, dar ce frumoasă e clădirea! Superbă! Fain contrastul ăsta dintre roz, alb și albastrul cerului și verdeața din jur. Chiar e o destinație de vacanță pe care trebuie să o luăm în calcul, neapărat. Parcă are un aer de Cervantes, de Don Quixote.
Prețurile sunt afișate în dolari. De exemplu, o apă la 0,5 costă 1 dolar, iar o piña colada 3 dolari. Și apropo, aici a fost inventată în Puerto Rico. În zona asta sunt foarte multe hoteluri, foarte multe lanțuri internaționale. Reggaeton. Da, îmi pare așa de rău că n-am venit să stăm aici măcar o săptămână, două. Cât de frumoasă este clădirea asta și uite, denumirea străzilor este în spaniolă, Cale de Recinto, exact ca în Madrid, ca în Barcelona, ca în toată Spania. E mult mai fain să ajungi în partea a doua zilei în destinații cu vasul de croazieră pentru că e mai răcoare și nu ești pe fugă. Altfel, când ajungi de dimineață într-o locație, trebuie să te grăbești puțin pentru că undeva după prânz pleacă. Foarte frumoase culorile clădirilor, de la verde, albastru, galben, roz. E o gură de Europa aici. Îmi place mult. Wow. Fabulos! Din păcate, noi poposim doar în San Juan, în capitală. Ar fi fost interesant să mergem în mai multe locuri din Puerto Rico. Și uite-te strada asta, cât de frumoasă e, până undeva până sus, vezi? Duce. De obicei, capitalele din această parte a lumii sunt murdare, sunt periculoase, dar nu e și cazul San Juanului. De curând, San Juan, Puerto Rico, a sărbătorit 500 de ani de existență, 500 de ani de istorie și chiar recent, în anul 2017, ei au fost loviți de un uragan extrem de puternic, Maria, și foarte mulți oameni au avut de suferit. Se pare că, mă rog, cu sprijinul americanilor și-au revenit, însă a fost devastator. Cât de frumoasă este piața asta! Wow! Should look for you in the stars above. I should cross the oceans for a glimpse of your love. But tonight my bed is a cold and empty space in which I find no shelter from your haunting face. Ay, mi corazón, temor maldicio. Cred că este unul dintre cele mai bine conservate centre istorice din lumea asta. Chiar citeam acum că sunt peste 400 de clădiri ce datează din secolele 16-17. Și exact ce spunea Ion, toate sunt date cu var, refăcute, nu vezi o clădire în paragină. Și asta este cartea de vizită a orașului. M-am îndrăgostit. Ion este topit, ai zis că el vrea să rămână aici, să plece vasul de croazieră fără el. Eu pot să mă duc? Rămâi aici, în Puerto Rico, Ion. Puerto Ricana. Beton. Baby! Este unul dintre cele mai dezvoltate orașe din Caraibe. Poate cel mai dezvoltat. Nu mă mai satur, efectiv nu mai vreau să plec din centrul ăsta vechi. Nu mă interesează ce se mai ascunde după clădirile astea. Nu vreau să mai ajung nicăieri. Pur și simplu vreau să mă pierd aici, pe străduțe, să mănânc alături de localnici, să le văd bucuria, pentru că, într-adevăr, sunt foarte prietenoși. Foarte drăguți cu turiști. Ia uite, cred că încolo s-ar putea să fie fortul. Pavajul este original și a fost adus tocmai din Spania. Excelent arată. Uitați, o clădire aflată în paragină. Îmi retrag cuvintele. Nu toate sunt renovate, dar face parte din patrimoniul UNESCO. Temor maldición, temor maldición.
temor, maldición, temor, maldición. Pare că în spatele meu se află reședința oficială a guvernatorului insulei Puerto Rico. E o casă ce datează din secolul al XVI-lea. Din păcate nu avem voie să trecem de aceste garduri. Văd că e foarte multă poliție, dar strada asta este splendidă, e ca o poveste. Superbă! La Fortaleza se numește și mă simt ca într-un basc, ca într-o poveste. Ah, ce frumos e! Clădirile astea cu culorile lor te duc cu gândul la bomboane, la dulciuri, la tot felul de prăjituri. Alice în Țara Minunilor! Oșe! Ia uitați-vă, s-a așezat pe pălărie! Hai că sunt haioși rău de tot. Hai să mă duc și eu, mama mea. Sper să nu facă ceva pe mine. Se numește noroc, știu. Ia să vedem. Știi cum mă simt acum? Precum doamna cu porumbei din Home Alone. Yeah, just a little bit. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much. Mă gâdile în palmă. Au, 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 au. S-au bătut doi sau ceva de genul că m-au... și-au băgat ciocul în degetele mele. Experiențe. Mai vă rog să nu faceți ceva, vă rog. Mă dor mâinile acum că-s grei. Păi, deci mă gâdile, mă prinde degete. Stop! Acum nu mai zic eu în ciupește, mă ciupește, mă că mă ciupesc porumbeii de degete. Au! Nu-i speri? Ah, că l-ai speriat. Oricum am mâncat tot din palmă, vezi, n-a mai rămas nimic. Și printre degete au găsit tot, au tras. Au! Au! Asta e mai cocoș, să spunem. Are crastă, vezi? Da, e un mascul, nu? Probabil. Uh-huh. Foarte frumoasă experiența, magică, magică. Trebuie să venim să stăm mai mult aici. Promisiune, promisiune. Promitem să venim în Puerto Rico și să stăm mult mai mult. Ah, mă doare mâna. Fac mușchi. Hai să facem ridicări. Na, a plecat, gata. Am stat cam încordată. E cineva aici care îți dă porumb sfărâmat gratis, nu trebuie să-i plătești nimic, doar ca să te pozezi, să te bucuri de experiența asta. Cât de frumos! Și acum ne-am retras la umbră alături de localnici, stăm aici, savurăm o apă, poate ne luăm opinia cu Lada de la băieți care, apropo, dau gheața pe răzătoare încât să-ți facă un cocktail sau, mă rog, o băutură cu gheață. Nu au voie. Văd că au niște sticle, dar cred că într-adevăr sunt... Sunt siropuri din alea. E suc din ăla dulce, am mai băut în Hawaii, dacă ții minte. Aaa, suc cu gheață, da, 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 gata, știu. Mă gândeam că vând pina colada și suntem totuși aproape de casa guvernatorului. E multă poliție aici, dar e splendidă piațeta asta. Ce zici? O concluzie la cap? Păi eu sunt cucerită, eu am spus până acum tot vlogul că sunt cucerită, e superb, superb. Așteptam să fie ca în, cel puțin ca în Cartagena. A, în Columbia. Seamănă pe alocuri, doar că se vede mâna americanilor aici, știu, un pic mai mult. Da. Nu cântă nimeni pe lângă tine, nu trage nimeni de tine. Da, ăsta e un punct foarte, pentru că, într-adevăr, lasă turiștii în pace, adică nu te agasează. E un turist civilizat. V-a dat cineva până acum? Nu, nimeni. Nici o persoană, nici măcar. Și mie îmi place, dar bine, e frumoasă și abordarea aia din Cartagena. Mie mi-a plăcut, mi-a plăcut. Știi cu ce seamănă Puerto Rico? Cu orașul Cuenca din Ecuador. Da. Fix așa arăta și tot patrimoniul UNESCO și exact așa arătau clădirile, exact așa erau oamenii. Prețuri de America, o piragua, adică o apă cu gheață și cu sirop. O apă colorată. O apă colorată costă $5, într-adevăr paharul mic, iar cel mare $7. Nu-mi dau seama dacă e preț turistic sau preț local. Și această ușă ne duce către Fortul San Felipe del Moro, punctul de atracție numărul 2 din acest oraș. A fost construit în secolul al XVI-lea și poartă numele regelui Filip al II-lea.
Și uitați-vă puțin la zidurile acestea, cât de înalte sunt și cât de bine conservate. Înțeleg că ele au fost construite undeva mai târziu, prin anii 1760, și probabil acesta este motivul pentru care au rezistat vremurilor și vremii. Iar în anul 1992, atunci când s-au împlinit 500 de ani de la descoperirea acestor insule, Puerto Rico, de către Christopher Columb, zona aceasta a fost restaurată în întregime. Și de aici avem parte de o imagine de ansamblu asupra casei guvernatorului din Puerto Rico. Este imensă proprietatea. Nu era deloc poziționarea. Uitați-vă și voi ce priveliște are stânga-dreapta. Da, nemaipomenit locul ăsta. În zona asta este plin de pisicuțe și sunt și panouri prin care oamenii sunt rugați să le adopte sau să le salveze. Se ascund în tufișurile astea de lângă fort. Da, sunt prietenoase, nu reacționează în niciun fel. Fabuloasă plimbarea asta, doar că e foarte cald. Dar uiți de orice inconvenient. Puerto Rico! Pentru a intra în interiorul fortului, trebuie să plătim un bilet de $15, dacă nu mă înșel. M-am speriat că se mișcau niște frunze. Oricum, ce vedem aici e o insuliță micuță. Vă spuneam la începutul vlogului că Puerto Rico nu e o insulă, e un arhipelag. Este înconjurat de tot felul de insulițe de mici dimensiuni. Pentru a da turul întregului castel, cred că avem de mers vreo 2 ore, dacă nu mă înșel. Nu știu ce să zic. Facem și noi o porțiune și apoi poate ieșim pe undeva. Pentru că am primit destul de multe comentarii. Ion, de ce vorbești atât de puțin ultima perioadă? Nu ați văzut vlogurile din America, pentru că am anunțat că s-a stricat un canal la cameră. Funcționează o singură la valieră și eu degeaba vorbesc, nu o să mă aud. Ăsta este singurul motiv pentru care Andreea vorbește mult mai mult, a preluat controlul acestui canal. Sper să nu vă deranjezi atât de tare, da. La această cameră un singur canal funcționează, o singură la valieră și nu avem ce să facem până ajungem în România. În Statele Unite nu am găsit unde să o repar. Așa că o să mai funcționăm pe acest mod. Ce să zic, mie îmi pare rău că primim în continuare comentarii de genul de ce Andreea vorbește atât de mult, deși cam astea au fost rolurile noastre încă de la început și sigur că Ion filmează, știți foarte bine că el tot timpul este fie la volan, fie filmează și acum pentru că ni s-a stricat camera, deși este nouă, încă un motiv în plus să vorbească Andreea mai mult, așa că pare rău. Luați în considerare ce vă spune Andreea, pentru că se informează, de fapt este un vlog informativ. Nu contează cine o spune, ci cum o spune. Eu îi dau nota 10 soției mele, felicitări. Like pentru drăguț, Andreea. Ești drăguț. Ne plimbăm de ceva timp în zona asta, suntem pe promenadă și cred că n-avem nicio șansă să ne întoarcem. Mi s-au înfundat urechile, dar nu știu de ce. De la căldură, da, de la presiune, cine știe. Ce frumos se vede oceanul, e atât de albastru și peretele ăsta, stați așa că trage eu niște cadre. Vedeți că noi suntem o echipă, ne-am împărțit sarcinile, când unul vorbește, celălalt filmează și apoi sincronizăm imaginile cu ceea ce vorbim. Pentru că altfel este foarte greu să ne organizăm și fără organizare n-am fi ajuns aici, vă dați seama. Chiar acum a trecut o familie pe lângă noi și se uita, unul filma, celălalt vorbea și spunea, uite, muncă de echipă, uite-te un pic cum funcționează oamenii ăștia, vrem și noi să funcționăm așa, unul să filmeze, celălalt să facă poze, altul să se informeze. Când vorbeam noi despre... care erau șansele? Că erau americane, adică nu aveau nicio treabă, nu înțelegeau ce spunem noi aici, dar ne-au complimentat. Dream team! Am ajuns la capăt de linie, pe aici am intrat noi, asta este poarta principală, pe aici intrau oficialitățile spaniole atunci când ajungeau în Puerto Rico și am mers până fix în momentul, până în punctul ăsta, aici ne aflăm. Ce vedem este castelul, e foarte frumoasă poziționarea lui, vedeți că are forma unei corăbii, iar aici este centrul vechi. Party people! Totul este despre viață frumoasă, dans, muzică, veselie. Ne-am întors, nu am continuat plimbarea pe partea cealaltă a fortului, pentru că trebuie să ajungem în câteva puncte importante din Puerto Rico și atunci timpul este destul de limitat și nici la castel n-am mers, tocmai din același motiv.
Din păcate, dar data viitoare când venim aici o să stăm în Tihnă. Superb orașul. Superb, superb. Acum ne aflăm în Paseo de la Prințesa. E o zonă de promenadă construită încă de pe la sfârșitul anilor 1800, cu foarte multe restaurante, cafenele, în centrul căreia se află această fântână. Iar acum am ajuns în fața catedralei din San Juan. Este a doua cea mai veche catedrală din emisfera vestică, a cărei construcție a început în anul 1521. Cred că în interiorul ei acum se desfășoară o nuntă, pentru că se aplaudă. Da, e o nuntă, ce drăguț, nu putem intra, din păcate n-avem voie. Vreau să vă spun că ceea ce vedem noi astăzi este o catedrală construită pe fundația vechii catedrale, care a fost distrusă în anul 1526 în urma unui puternic uragan. Ce frumos răsună orga, muzica. Are o acustică foarte faină, nu cred că am voie să mă apropii. Hai să vedem, coronează să iasă nunta și... Oh, ce frumoși sunt! S-a adunat foarte multă lume aici, foarte mulți curioși. Dar astăzi e o zi de luni, culmea. Cum arătăm după o jumătate de zi de filmare, uitați ce față am eu. Roșu, caracul și treastră. I-a zis ospătarul la seară când am fost la cină, ai stat la soare astăzi, nu? Pentru că arăți precum un homar, ești roșu. Da, ospătarul indian. A fost amuzant. Ne-am amuzat. Da, voiam să vă spun că această catedrală, în fața căreia ne aflăm noi acum, a fost punctul de plecare în momentul în care spaniolii și-au propus să construiască orașul San Juan. Juan sau Ion? Sau Ionuț? Sfântul Ion, de fapt. E orașul tău, Ion. Corect. V-ați cinste copiii acolo, da? Imediat, după ce terminăm de filmat. Dar ce culori avem? Ce culoare ai tu și ce culoare am eu? Ma, s-au putat șapte. Aici s-au filmat câteva scene din celebrul videoclip Despacito. Mi-am luat o piña colada. Înțeleg că e un bar de salsa. Nu vii aici doar să bei un cocktail sau o bere, doar că acum fiind zi este închis. Însă sunt convinsă că dacă ați văzut videoclipul, vă amintiți scenele filmate aici. Hai să vedem ce gustare. E foarte mare gălăgia, muzica. Vreau să văd pe cineva care dansează aici. Din păcate nu au paie, nu folosesc. Hai să vedem ce gustare. Foarte bună. Nici nu simți alcoolul, e dulce. Am muncit puțin la ea. Am muncit, da, băiatul la ea. Oricum foarte fain barul. Vedeți și voi cum arată pereții, sunt scrijeliți. Zici că n-au mai intervenit aici de ani de zile, dar cred că ăsta este farmecul lui, de fapt. Era fain dacă era deschisă și zona unde se dansează. Noroc, Ion. Pe cele două băuturi am plătit $14. A fost o experiență pe cinste, 100% portoricană. Thank you.
Wow, deci am zis că e slabă piña colada, dar o resimt așa puțin după atâtea ore de umblat prin soare, oboseală adunate, mă simt un pic ciudat. Nu ai cum să vii în Puerto Rico și să nu bei un cocktail sau un rom. Pentru că aici, vă spuneam, se află și cea mai mare distilerie de rom. Din păcate, noi nu vom ajunge pentru că este în partea opusă a orașului. Și atunci ne-ar lua o oră, cam până acolo, dus o oră întors, destul de mult. Din păcate, nu reușim să vedem nicio plajă, însă punem acum câteva imagini cu plajele din Puerto Rico, care sunt absolut superbe. Și nu uitați să luați în calcul această destinație de vacanță. Eu am promis că vin aici și stau minim 2 săptămâni, să mă bucur, să merg în barurile lor, să beau cocktailuri, să dansez salsa. Seara am înțeles că ies localnici și dansează. E o atmosferă foarte faină de vacanță. De mult n-am mai simțit așa ceva. Uite că nici în Haiti. Acolo era foarte comercial, dar aici este autentic, tradițional. Sunt locuri istorice, locuri moderne. Am găsit un magazin Marshalls, adică suntem în America până la urmă. Mai avem vreo 2-3 ore de explorat orașul. O să ne bucurăm acum în calitate de turiști și apoi ne mai vedem. Poate ne cumpărăm ceva mâncare tradițională. Stradală, că ar fi păcat să nu încercăm totuși ceva portorican. Și apropo, oamenii sunt foarte frumoși aici, și bărbații și femeile. Au trăsături hispanice, dar în același timp și europene. Nu știu, sunt așa o combinație foarte faină. Sunt foarte frumoși. Care îl vedeți acum, se pregătea din neauri, își pudra corpul, dar nu știam că va deveni una dintre statuile din această piață. Și spune povestea insulei Puerto Rico. Mă uitam acum de curiozitate pe Booking să văd cât costă o noapte de cazare. Ei bine, un hotel cu nota 7,5 costă $83, 134 unul cu nota 9,3, 188 Best Western, un hotel de 4 stele. Deci prețurile sunt asemănătoare cu cele din America continentală. Ne-a plăcut la nebunie incursiunea scurtă în Puerto Rico, San Juan. Orașul ăsta este fermecător, e ca o poveste. Cred că e unul dintre cele mai frumoase locuri vizitate în ultima vreme, poate unul dintre locurile preferate din America. Propun să ne lăsăm purtați de val pe străduțele magice, pline de culoare, de istorie, de povești din San Juan. Que gusta mucho! Îmi place mult orașul. Am uitat să vă spun un lucru și anume că toată ziua am avut senzația că orașul se mișcă, magazinele în care intru se mișcă, pentru că fiind obișnuită de pe vas, tot timpul aveam impresia că, uite, și inclusiv acum am impresia că se mișcă totul, încă nu reușesc să mă obișnuiesc cu ideea de pământ, de terestru. Vreau să vă mai spun ceva și anume că sezonul uscat se încheie în luna mai, iar cel umed începe în luna iunie și se încheie undeva prin decembrie. Deci atunci nu prea e bine de venit pentru că sunt ploi, uragane și gata. Mergem acum către vasul de croazieră, ne retragem pentru că suntem destul de obosiți. Dar nu înainte de a ne lua o arepa con queso. Ce frumos e! Și dacă n-am avut parte de o petrecere, de salsa, de reggaeton, vă spun un lucru, toată lumea cântă aici, băieții de la curățenie, cei ce vând prin magazine, la casele de marcat, toată lumea cântă, plutește în aer, așa o stare de bine, de bucurie, de veselie. Da, și ne-am conectat în sfârșit.
Asta e mișcarea la Ion. E gata, are pacul încheiat. Am plătit pentru ea $5. Aș spune că e un preț special pentru americani, probabil. Și ai mâncare la discreție pe navă. Da, mâncare la discreție pe navă, dar am zis că trebuie să încerc ceva local, 100%. Stai așa, că s-a lipit hârtia. Se aude Marc Anthony și cred că a filmat și el unul dintre videoclipuri aici, pe insulă. Cam așa arată. Sunt două tortilla, să le numim, mai groase, din făină de mălai, umplute cu brânză. Delicioasă combinația, mai ales că e și un pic dulce. Nu știu, are un gust aparte. Nu seamănă cu ce am mâncat în Columbia, Ecuador sau Mexic. Omuligă cu brânză și zahăr. E gustul de Puerto Rico pe care nu o să-l uit prea curând. Gata, noi am ajuns pe vapor, ne-am îmbarcat, acum am venit să luăm masa, a fost o zi lungă, ne-a plăcut extrem de mult Puerto Rico, recomandăm cu încredere să veniți aici, cel puțin nou ni s-a părut foarte, foarte sigur, mai e sigur decât un oraș din Statele Unite, cum mi-a spus și Andrei. O să urmeze noi aventuri de aici, din Caraibe, rămâneți aproape, nu uitați like, subscribe și un share, nu mai filmăm acum cina, o să o facem în următoarele vloguri, rămâneți aproape, v-am pupat din Puerto Rico! M-am pupat!